Românii sunt loviți fără să știe de un fenomen care le ia banii direct din buzunar. Vorbim despre upflation, o practică pe care producătorii o folosesc pentru a umfla artificial prețurile unor produse de altfel banale. Spre deosebire de inflația generală, upflation poate afecta doar anumite industrii sau produse, generând tensiuni economice și impact asupra puterii de cumpărare a consumatorilor. Upflation este descrisă drept o practică de marketing care creează nevoi false în rândul consumatorilor. De exemplu, o pastă de dinți care protejează gingiile, un deodorant extrem care te ajută în cele mai dificile situații, lame de ras doar pentru anumite zone ale corpului. Toate aceste produse fac același lucru precum cele care nu au beneficiat de un marketing inteligent, însă devin subit mult mai scumpe datorită noilor atribute. Noul fenomen upflation este aplicat în general produselor cosmetice și de îngrijire personală. De exemplu, la un deodorant într-un mare lanț de magazine din România, am observat că la cel standard este prețul mai scăzut cu câțiva lei față de cel pentru haine albe și negre. Unele produse profită și de alte agățamente. De exemplu, pot fi marketate ca fiind prietenoase cu mediul sau, la capătul celălalt, promit simplitatea. Până la urmă, această idee de a veni cu produse care par novative sau par altceva, e pe afară vopsigardul și înăuntru leopardul. Și atunci, din perspectiva asta, cred că în calitatea noastră de consumatori, într-o situație în care calitatea vieții devine tot mai precară, inflația este destul de mare, trebuie să fim atenți la ceea ce cumpărăm real, să ne uităm pe etichetă. Producătorii și comercianții nu riscă sancțiuni dacă apelează la această strategie. Este o piață liberă, cât riscă comerciantul, dacă consumatorul este mai educat și informat, să nu-l mai voteze, adică să nu-l mai cumpere. Între timp, în România, datele Eurostat arată că avem printre cele mai mari scumpiri. România este de 5 luni pe primul loc cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană.